Mihailiță. Următoarea întrebare i-aș adresa-o părintelui Vasile Ioana. Părinte, până să abordăm elemente puțin mai înalte, cu ghilimele de rigoare, legate de practica creștină contemplativă, cred că ar fi potrivit să pregătim puțin terenul. Iar în acest context, aș vrea să vă rog să ne vorbiți puțin despre viața de obște a creștinului, despre cultivarea virtuților în viața de zi cu zi. Bună seara, Doamne ajută! Eu sunt aici în fața dumneavoastră, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sunt prezent împreună cu voi într-un gest de dragoste și vă mulțumesc pentru dragostea voastră și pentru ca să fie o seară în care Duhul Sfânt pogoară aici. Pentru că atunci când Duhul Sfânt a pogorât la cincizecime, a pogorât în chip de lumină de foc asupra apostolilor și apoi a pogorât în inimile ascultătorilor. Pentru că imediat ce au ascultat cuvântul, oamenii au întrebat pe Petru, și noi ce să facem? Acest cuvânt arată faptul că un dialog presupune în primul rând o lucrare a Duhului Sfânt. Și pentru aceasta, dacă îmi permiteți, să începem cu o rugăciune împreună, să ne rugăm ca Duhul Sfânt să pogoare asupra noastră. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Dragul meu, Sorin, mă întrebai despre cum să capete bunul creștin virtuți. E sigur dezideratul, cred, a fiecăruia dintre noi, suntem cu toți aici pentru asta. Și cred că viața creștinului trăitor este o viață de comuniune. Pentru că nu poate nimeni să se mântuiască singur. Inclusiv pusnicii pe care i-am întâlnit în Sfântul Munte Athos nu se mântuiesc singuri, ci punându-și viața lor în slujba rugăciunii pentru comunitate. M-am întâlnit cu un părinte pusnic pe care l-am întâlnit acum 2 ani și când mă întâlnesc cu el mă îmbrățișează și mă întreabă: dar ce mai face doamna Doina? Zic: părinte, o mai știți pe preoteasa mea din Noianul de pomelnice pe care vi le-am dat? O, cum? Dar feciorii sunt bine la școală. Am înțeles din asta că un pusnic care trăiește singur într-o peșteră are în inima lui rugăciune pentru toți cei care vin să se roage. Și când vezi agendele acelea răsfoite și mototolite și pline de semnele rugăciunii permanente a lor, înțelegi că mântuirea este o lucrare a Duhului Sfânt în toate direcțiile cu putință. Și de la noi spre voi, și de la voi spre noi, și de la voi spre vecinul, și de la tine spre vecinul de birou, și de la vecinul de birou spre tine, este o lucrare mistică, harică, ce vine doar prin invocare. Se poate trăi în lume și fără flori, dar fără flori lumea ar fi mai urâtă. Poți să trăiești pragmatic, doar prin puterile tale, dar viața n-ar fi atât de frumoasă dacă n-ar exista această lucrare a iubirii lui Dumnezeu care presupune puțin efort. De aceea cred că virtuțile despre care spuneai tu, Sorin, se pot căpăta prin efort. Cum spunea la început, înainte vorbitorul meu, și eu când am pregătit întâlnirea din această seară, m-am gândit la Sfântul Serafin de Sarov. El a definit scopul vieții noastre, dobândirea Harului Duhului Sfânt. Cum putem să dobândim acest har al Sfântului Duh și virtuțile implicite? Am identificat în primul rând ca prim pas în acest drum pocăința. Dacă nu-ți pare rău de trecutul tău păcătos, dacă nu-ți pare rău și dacă nu ești sincer cu tine și te vezi murdar, nevrednic și ticălos,
Icalos, știți bine în limba greacă ce înseamnă, dacă nu te vezi așa, nu poți porni pe drum. Dacă nu te smerești, dacă nu golești vasul inimii tale și dacă vasul inimii tale e plin de tine însuți sau de orgoliul tău, Duhul Sfânt nu are unde să intre. Deci dacă tu nu te închini idolului eu, atunci ai o șansă. Și dacă te lași pe tine și spui, Doamne, nevrednic sunt, vino Tu, Doamne, că eu nu pot singur, atunci Domnul va veni. Și lucrarea virtuților în comuniune se face mai ușor. Pentru că dacă particip la biserică, am văzut zilele astea cât de frumos a fost că ne-am rugat cu toții pentru copii. Pentru că pruncii noștri încep școala. Și atât de frumos ne-am rugat în biserici împreună lui Dumnezeu. Și am avut o mare bucurie să văd ce atmosferă frumoasă a fost în Biserica Sfântului Iosif. Am fost surprins plăcut de copiii aceia care zglobi și plin de dragoste se rugau lui Dumnezeu împreună. Și în bisericile noastre ortodoxe la fel, Părinte. Ne-am rugat cu toții lui Dumnezeu în comuniune. Deci lucrarea mântuirii se face în comuniune, în frățietate, împreună. Nu ne putem mântui decât împreună, frate, soții.